Asta este adevăratul free range. Iată găini care sunt cât se poate de libere. Sunt o parte dintre găinile bunicului meu. Găini care sunt libere. Aici este un pârâiaș. Suntem în albia unui pârâiaș. Pârâiașul e după crăcilele. Și aici e foarte multă frunză pentru că sunt foarte, foarte mulți. Sunt foarte mulți copaci. Frunza asta care cade jos și care formează așa ca un strat. De fapt nu formează ca un strat, formează ca o plapmă. E chiar un strat foarte gros. Frunza asta este un mediu foarte bun pentru a se ascunde insectele. Tot felul de insecte se ascund în frunzele astea. Sunt frunze uscate și insectele stau acolo pentru hibernare. Gândaci, muște, râme, o grămadă de vietăți. Și găinile, căutând, găina este o pasăre scurmătoare, da? Râcâie și găsesc și scot de acolo viermișori și mănânc. Da, le fac o filmare, că sunt așa frumoase. Și cocoșul ăla de acolo din... Da, cocoșul ăla de acolo e frumos rău de tot. Ăla, e altă rică? Da, da, toate ale mele. Păi ăla să-l ții, că ăla e cel mai frumos. Ăla din capăt de acolo. Ăla din capăt e cel mai frumos. Da. Ăla e cel mai frumos. Nu știu.